Doamnelor, domnilor, continuă agenda electorală la Teleplus Maramureș. Alegerile din 27 septembrie 2020 reprezintă un moment important și de ce spun asta? Deopotrivă este un eveniment important atât în viața cetățenilor, a partidelor și alianțelor politice. Este ziua în care politicienii noi sau vechi se confruntă cu opțiunea constituțională a electoratului, chemat să decide asupra celor care vor pune în practică democrația reprezentativă pentru următorii 4 ani. Prezent astăzi la agenda electorală 2020 este domnul Gabriel Zetia, președintele Partidului Social Democrat Filiala Maramureș și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș și totodată candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că îmi dați încă o dată oportunitatea de a vorbi maramureșenilor despre Coaliția pentru Maramureș, despre candidații Coaliției pentru Maramureș la funcțiile de primar, consilieri locali, consilieri județeni și, de ce nu, pentru candidatul la funcția de președinte a Consiliului Județean, care sunt eu, subsemnat. Mai sunt, domnul președinte, câteva ore până la încheierea campaniei electorale și doar câteva zile până la votul de duminică 27 septembrie. Aveți emoții? Evident că sunt emoții. E o campanie de suflet pe care am făcut-o în ultimele 30 de zile, dar e foarte mult suflet pe care l-am pus în ultimii 4 ani de zile, în activitatea pe care am avut-o în fruntea Consiliului Județean Maramureș și în fruntea administrației județene, până la urmă. Evident că am pus mult suflet și multă inimă în proiectele pe care le-am generat, în proiectele pe care le-am făcut în toată această perioadă. Evident că dacă mă vedeți în fața dumneavoastră și îmi doresc și mai candidez încă o dată pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, îmi doresc să continui o parte dintre proiectele care n-am reușit să le finalizăm și să aducem altele noi. Și atunci da, e evident, emoții, până la urmă e un examen pe care îl avem în fața electoratului. Odată la 4 ani vine scadența și oamenii văd efectiv lucrurile pe care le-ai făcut și te judecă pentru activitatea pe care ți-au delegat-o în urmă cu 4 ani de zile. Și de aceea, sigur că există multă emoție, nu legată de ziua de vineri, a fost de duminică. Emoție în toată această perioadă, pentru că au foarte multe întâlniri în cele mai multe dintre comunitățile Maramureșului cu oamenii. Unii sunt evident foarte mulțumiți de felul în care s-a mișcat județul în ultimii 4 ani de zile, alții mai au încă reproșuri de făcut și toate aceste discuții până la urmă pe care le facem în mod direct, în mod personal cu alegătorii generează emoție. Ca politician cu experiență și cu multe campanii la activ, cum evaluați dumneavoastră, la modul general vorbind, actuala campanie pentru locale ca fiind una mai atipică, bineînțeles, și cu prea multe restricții începește manifestarea? Da, campania electorală n-a fost la fel de efervescentă cum au fost campaniile trecute. Din păcate, având în vedere criza sanitară prin care România trece, au fost atât de multe restricții puse candidaților, alegătorilor în ceea ce privește întâlnirile. Eu personal, de exemplu, sigur, acum eu sunt subiectiv că sunt candidat, dar dacă aș fi un simplu maramureșan, un om care n-aș candida pentru o funcție sau alta, eu n-aș putea să votez niciun candidat cu care nu m-am întâlnit, cu care, nu știu, n-am dat mâna, nu m-am uitat în ochii lui, să înțeleg exact ceea ce își dorește, să-l aud vorbind. Pentru că în spatele rețelului de socializare, în spatele Facebook-ului, ca acolo până la urmă s-a dus o bună parte a campaniei și ofertele candidaților au fost făcute cunoscute acolo sau prin intermediul televiziunilor. Dar atâta vreme când nu vezi în mod direct, față în față, un candidat, eu personal n-aș putea să pun o ștampilă pe buletinul de vot pentru acel om. Mai mult, eu cred că au fost dezavantajate, sincer vă spun, chiar dacă sunt reprezentantul unei dintre partidele mari, Partidul Social Democrat, în cadrul Coaliției pentru Maramureș, partidele noi, oamenii noi, au fost extrem de dezavantajați de această campanie electorală și mie îmi pare rău pentru că asta este o pierdere gravă pentru democrația din România. Eu aș fi făcut cu totul și cu totul altfel această campanie electorală. La fel va trebui gândită și campania pentru parlamentare, pentru că într-o democrație, asta este esența problema democrației, șanse egale pentru toți candidații. Astăzi, candidații cu mai mare notorietate au avut din start un avantaj față de ceilalți. Și aici, guvernul României, guvernul PNL, a greșit grav din acest punct de vedere.
Aici vă dau dreptate pentru că nu este normal ca și un candidat independent să beneficieze doar de 5 minute timp de antenă. Așa, da, așa spune legea, noi trebuie să respectăm. Da. Da, dacă sunt mai multe lucruri care pot fi reproșate acestei campanii electorale. Până la urmă, fiecare după puteri, încercăm și am încercat în mod direct să ajungem să ne întâlnim cu cetățeanul. Sigur, campania online a fost una extrem de importantă, interviurile pe televiziune, în presa scrisă sunt lucruri importante, dar nimic, absolut nimic, nu se compară cu contactul direct cu cetățeanul. Aveți 9 contracandidați și conform opiniilor exprimate ar trebui să fie favorizați cei care nu sunt pe funcție și vă critică cu generozitate. Dar se pare că nu este așa și dumneavoastră îți aduce argumente în această emisiune și o să avem și câteva materiale video suport și o să începem imediat cu cel care se adresează celor interesați de infrastructură. Timp de 30 de ani, infrastructura rutieră a fost un obiectiv permanent asumat de guvernările anterioare, dar niciodată realizat. Și aș vrea să vedem materialul adus de către dumneavoastră. Infrastructura și calitatea drumurilor au fost principalele dureri ale maramureșenilor în ultimii 30 de ani. Cu 4 ani în urmă, am preluat funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș, hotărât să rezolv această dureroasă problemă a județului. Și am reușit. Peste 175 de kilometri de drum județean au intrat în reabilitare, iar o parte sunt deja finalizați. Când ne referim la drumuri județene în Țara Chiarului, Țara Lăpușului, în Maramureșul Voivodal, pe Valea Izei sau pe Valea Ruscovei, întreg Maramureșul este un adevărat șantier. Șantier înseamnă și disconfort, dar Maramureșul va avea în scurt timp o infrastructură rutieră modernă și de calitate. Pentru că în acest fel am înțeles eu să mă implic în viața maramureșenilor. Concret și substanțial. Pentru că eu pun Maramureșul pe primul loc. Ei bine, domnule Zete, acum 4 ani ați prezentat ca obiectiv, e drept, a două mandate, reabilitarea drumurilor județene din Maramureș, da, spun bine, ce ați reușit să finalizați, ce proiecte sunt în lucru și ce urmează să mai fie de executat? Da, eu tot spun și tot repet că, până la urmă, oamenii trebuie să-și aducă aminte. Până în anul 2016, județul Maramureș a fost condus de către PNL, de către președinții ai Consiliului Județean, reprezentați de dreapta, PNL, PDL, în diferitele lor forme. În 2016, când am ajuns președintele Consiliului Județean Maramureș, evident, principala durere a întregului județ, a Maramureșului, a maramureșenilor, era infrastructura rutieră județeană, drumurile județene. Maramureș are 800 de kilometri de drum județean în total, ca și rețea de drumuri județene. Până anul 2016 au fost reabilitate. Nu peticite, nu vreun strat de asfalt subțire pus pe drum, deci reabilitate, 56 de kilometri de drum județean din 800. În ultimii 4 ani de zile am identificat proiecte, am făcut studii de fezabilitate, surse de finanțare, am depus cereri de finanțare, am semnat contracte, am făcut licitații, am terminat cu contestații, am demarat șantiere până la urmă și am dat în folosință aproape 200 de kilometri de drum județean. De 4 ori mai mult în 4 ani de zile decât cei dinaintea mea în 24 de ani de zile. Tocmai pentru că noi am considerat că cu adevărat infrastructura rutieră trebuie să fie pe primul loc. Și resursele financiare ale Consiliului Județean și fondurile europene pe care am avut la dispoziție și sursele guvernamentale de finanțare trebuie să fie folosite în acest scop, în a reabilita drumul județean. Și am făcut pentru prima dată, am reabilitat drumul județean în Țara Lăpușului, drumul județean 109F între Progoz, Dămăcușeni până la Coroieni, până la Baba, un drum care a fost dat în folosință de curând și care este, vă spun sincer, unul dintre cele mai frumoase drumuri județene din nord-vestul României. De asemenea, în Țara Chioarului, între Șoncuta Mare, Mireșul Mare și Remeț pe Someș, lucrăm de asemenea pe drumul Nordului, care este în șantier. Un șantier puțin întârziat, aici recunoaștem acest lucru, pentru că avem o asociere de firme străine care nu lucrează la nivelul pe care ne-l dorim noi, dar pe care o să-i biciuim așa din spate pentru a ajunge la realitate. De aici vorbim pe drumul Nordului, totuși de cel mai mare proiect de reabilitare a drumului județene finanțat din fonduri europene din România. Niciun alt județ din România n-a reușit să aducă atât de mulți bani pe fonduri europene cât a reușit Maramureșul în ultimii 4 ani de zile, iar asta este un lucru cu care eu personal mă mândresc, pentru că am avut curaj,
atunci când s-a pus problema de a da Maramureșul mai puțin bani, am avut curaj să dau cu pumnul masă, să-mi asum proiecte pentru a aduce bani, aproape 50 de milioane de euro fonduri europene, pentru 80 de kilometri de drum județean în sudul județului, între limita de județ Sălaj, înspre Fărcașa, Bardusad, până la înspre Borlești și de asemenea până la Hideaga, iar apoi aceasta se continuă dinspre Șoncuta până la Remetea Chioarului, Coaș, Copalnic, până la Șurdești. Apoi, de asemenea, am obținut resurse financiare pentru a reabilita drumul județean Maramureșul Voivodal pe Valea Izei și pe Valea Ruscovei, unde de asemenea suntem în șantier, șantiere care sunt destul de înaintate, cel puțin pe Valea Izei deja există turnat primul strat de asfalt între Bârsana și eu, până aproape de Bogdan Vodă, deci aproape jumătate din acest traseu este deja la nivel de asfalt. 30 de ani au promis foștii președinți ai Consiliului Județean Maramureș, peneliști, reabilitarea drumului județean pe Valea Izei. 30 de ani. Niciunul nu s-a ținut de cuvânt. Suntem primii, actualul executiv a Consiliului Județean, actualul Consiliu de Consilierii Județeni, care am reușit să canalizăm 116 milioane de lei pentru reabilitarea drumului județean pe Valea Izei. Și mai la astea adaug că în acest mandat s-au finalizat și primele, cu adevărat, cele mai importante până la urmă, reabilitări de drumuri naționale. Legătura între Baia Sprie și Sighetul Marmației și apoi în continuare DN18 între Moisei, Borșa, Iacoben peste pasul Prizlop. Sper ca totuși guvernul României la un moment dat să se trezească și peneliștii nu doar să dea din gură și să-și arate, să-și demonstreze că aducă bani și să aducă bani și pentru DN18B, care înseamnă legătura între Baia Mare și Târgu Lăpuș, pentru că în guvernarea trecută acest drum s-a reabilitat până în Cernești, iar din Cernești Liberalii au oprit finanțarea și din Cernești până în Târgu Lăpuș stăm cu un șantier care rămâne să termine. O întrebare. Printre obiectivele supuse atenției dumneavoastră se află și trei obiective de interes local, dar și regional. Drumul ocolitor al municipiului Baia Mare, așteptat de maramureșeni și nu numai. Drumul rapid Baia Mare, despre care s-a vorbit ani de zile, nu s-a făcut deloc. Și tunelul de sub Gutin, pe care, știți, o veșnică poveste. Ce opinie aveți despre toate acestea? Eu vă spun despre proiectele pe care poate să le facă Consiliul Județean. Eu am auzit foarte mulți politicieni vorbind despre tunelul pe sub Gutin, despre drumul Baia Mare. Astea sunt obiective naționale, nu țin de Consiliul Județean Maramureș. Dar centura ocolitoare a aeroportului internațional Maramureș este un proiect pe care este primul proiect pentru reabilitare în continuare, pentru viitorul mandat pe care eu l-am propus. Deja l-am trimis spre aprobare Agenției de Dezvoltare Nord-Vest și înseamnă un drum de legătură care ocolește aeroportul internațional Maramureș dinspre zona Plăpușel-Recea până la ieșire înspre Bușag-Merișor. Încercăm astfel să scoatem toată circulația care nu ține până la urmă de oraș și de localnici, traficul până la urmă care se face înspre Cluj, înspre Petea, dinspre Dej, este primul obiectiv, primul drum nou care se construiește în județul Maramureș la nivel de drumuri județene. Și noi, Consiliul Județean Maramureș, suntem deschizători de drumuri, pentru că niciodată din fonduri europene nu s-au finanțat construcții de drumuri noi. Iar asta noi facem în acest moment, am primit acceptul și în mandatul următor vom construi acest drum. Bun, mergem mai departe. Drumurile locale, despre care câteva ați menționat, dar cum pot fi prioritizate toate aceste proiecte, da, la nivel județean? Pe ce criterii se decide? Unde se intervine mai întâi? Cum se alocă banii? În funcție de trafic. Evident, v-am spus, în județul Maramureș sunt 800 de kilometri drum județean. Până în 2016, 50 erau de-abia reabilitați. Toți ceilalți 750 de kilometri de drum județean au devenit prioritari și frigeau, pentru că fiecare își dorește ca drumul lui să fie primul reabilitat, drumul din comunitatea lui. Acum, sigur că toate drumurile sunt importante și toate comunitățile maramureșilor sunt importante, dar noi am făcut de 4 ori mai mult în acest mandat decât au făcut toți ceilalți înainte. Luăm în acest moment drumurile cu adevărat principale, de exemplu Valea Izei. Valea Izei este de departe cel mai important obiectiv, cel mai important drum pe care trebuie să-l facă județul Maramureș și atunci când vine vorba despre a dezvolta turismul. Evident că Valea Izei va deveni prioritar în fața la toate celelalte. Dar acum, pe nou exercițiu financiar european, deja am depus un proiect pentru 117 km. În primul rând, v-am spus, centura aeroportului internațional Maramureș și de asemenea alte tronsoane de drum județean, în total 117 km, doar din fonduri europene. Apoi vom avea la dispoziție și resurse ale Consiliului Județean și probabil încet, încet,
va exista și un program național de dezvoltare locală, etapa 3-a, astfel încât și celelalte tronsoane ale de drumuri județene să fie reabilitate. Eu am ambiția să spun astăzi că până la finalul mandatului din 2024, toate drumurile județene din Maramureș vor fi fie reabilitate, fie asfaltate cu două straturi de asfalt, astfel încât toate comunitățile Maramureșului să beneficieze de atenția noastră. Încă de la preluarea mandatului a fost un fervent susținător al proiectelor de dezvoltare în domeniul turismului, afirmând că, și nu odată, dacă bine mi-amintesc, că acest domeniu reprezintă una din opțiunile majore ale viitoare dezvoltări și aș vrea să urmărim încă un material video, după care să comentăm. Mulți maramureșeni consideră turismul o șansă de dezvoltare pentru județ și mai ales o șansă pentru întoarcerea maramureșenilor acasă. După 89 s-a vorbit mult despre turismul maramureșan, dar în 25 de ani de conducere liberală a județului, acesta a fost lăsat în voia sorții, fără un sprijin concret și fără o abordare strategică. În ultimii 4 ani, pe lângă investițiile în proiectele importante de reabilitare a infrastructurii rutiere, am inițiat primul proiect major în turismul maramureșan, domeniul schiabil Borșa, cu o investiție de peste 20 de milioane de euro, cu peste 10 km de pârtie, o telegondolă și sisteme de transport pe cablu ultramoderne, acest proiect va crea un efect agregat în economia locală și județeană fără precedent. Va stimula investițiile private și va crea locuri de muncă. Așa înțeleg eu să mă implic în viața maramureșenilor, concret și substanțial, pentru că eu aleg să pun maramureșenii pe primul loc. Bine, avem un proiect de la Borșa, da? Să ne spuneți, ar așeza proiectul de la Borșa Maramureșul pe harta de interes a sporturilor de iarnă? Ce mai implică finalizarea acestui proiect? Nu doar a sporturilor de iarnă. Eu sunt, până la urmă, absolvent de marketing turistic. Așadar, mă bucur că în fruntea Consiliului Județean Maramureș am putut să-mi pun în valoare efectiv cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul facultății. Proiectul de la Borșa, construcția telegondolei și a pârtiei de schi, care înseamnă 10 km de pârtie de schi, precum și o telegondolă nouă și instalarea 32 de tunuri de zăpadă, ceea ce înseamnă 10% din întreaga capacitate a României în acest moment de tunuri de zăpadă, este prima investiție majoră care se face cu adevărat în județul Maramureș după circuitul bisericilor de lemn, dar la un nivel financiar mult mai ridicat. Deci vorbim de 20 de milioane de euro, un proiect a comunității locale, sprijinit, susținut de către Consiliul Județean Maramureș și finanțat în timpul guvernării PSD prin master planul de turism. A fost prima investiție care a fost acceptată pe acest master plan. Este o mândrie a Maramureșului că noi am reușit în fața unui ministru care venea din zona litoralului, din Constanța, ministru al turismului, că acum Ministerul Turismului, din păcate, s-a desfințat, am reușit noi în Maramureșul să avem un secretar de stat care să reprezinte cumva zona montană. Și am reușit să facem o îmbinare a tuturor proiectelor propuse de diferitele zone ale țării. Dar uite că noi, Maramureșul, prin Borșa, am fost primul proiect finanțat, primul proiect care deja accesează bani și vedeți și noastră până anul viitor, în principiu acest proiect va fi deja finalizat. Întreaga zonă. Știți și dumneavoastră, domnule Zetea, că potențialul turistic al Maramureșului este imens și trebuie să fiți de acord că nu este în totalitate valorificat. Ați făcut ce ați putut până acum, dar trebuie multe de acum înainte. Am făcut destul de mult. Și aveați o strategie și trebuie să spun lucrul acesta, o strategie investițională în turism și se referă la diversificarea acestor obiective existente. Turism rural, da, turism ecumenic, turism terapeutic, turism educațional și altele. Și cele de care a spus. Dar, pentru 4 ani, ce se poate face din toate acestea? Păi, în primul rând, deci când am, acum 4 ani de zile, când am devenit președintele Consiliului de Țeamă Maramureș, un lucru mă îngrozea, efectiv. Faptul că la târgurile de turism internaționale, da, și cel internațional de turism a României, cele două care sunt, unul primăvara, unul toamna, și la târgurile mari de turism în Europa, Maramureșul lipsea cu desăvârșire. Peste tot era o campanie agresivă de promovare a zonei Bucovina. Și am stabilit alături de, în primul rând, vicepreședintele Consiliului Județean, de domnul Doru Dăncuș, că asemenea lucruri nu se mai întâmpla. Și Maramureșul nu va mai lipsi de la niciun târg de turism, pentru că
Maramureșul trebuie să devină cunoscut și mai cunoscut. Era cunoscut, dar o campanie agresivă pe care a făcut-o în ultimii 4 ani de zile de promovare a Maramureșului a adus și rezultate. Maramureșul a fost de fiecare dată de atunci încoace vedeta târgurilor de turism. Am reușit de fiecare dată să facem standuri care să fie atractive, care să atragă turiștii, să reușim să împărțim pliante, să reușim să fim de fiecare dată partener vedetă a Ministerului Turismului în România, târgul de turism în Germania, în Spania. E important pentru noi să facem acest lucru. Da, sigur că nu e suficient. Că să faci turism fără să fi avut infrastructura rutieră reabilitată, iarăși nu merge. De aceea investițiile pe care le-am făcut, în primul rând, în drumul județean pe Valea Izei, de care vorbeam, înseamnă efectiv asta. Vine turistul, îi place în județul Maramureș și vrea să se întoarcă. Dar dacă are un drum pe care își rupe bucșile sau sparge baia de ulei, evident că nu o să mai vină înapoi, că rămâne cu o memorie urâtă a lucrurilor pe care i s-au întâmplat în Maramureș. Deci promovarea a fost o componentă strategică a noastră la Consiliul Județean. Investiții de acest gen, circuitul bisericilor de lemn, domeniul schiabil de la Borșa, sunt investiții efectiv în infrastructura de turism. Rezultatele se văd. În ultimii 3 ani de zile, să vă dau câteva date statistice. În județul Maramureș, numărul camerelor care s-au acreditat noi față de capacitatea trecută a crescut cu 34%, dar lucrul ăsta este important. Așa. Și în același timp, numărul de înoptări în ultimii 3 ani de zile, adică a turiștilor care au venit și au dormit cel puțin o noapte în județul Maramureș, a crescut cu 54%. Sunt niște indicatori importanți care vin nu doar ca o strategie a Consiliului Județean, ci și a măsurilor care au fost luate la nivel național de către fostul Minister al Turismului, care acum nu mai există, e desființat de către PNL. În primul rând, TVA-ul redus la 5% în turism, e o măsură care a ajutat enorm ca mult din economia neagră să iasă la suprafață. Apoi, impozitul de 1% pe micro-întreprinderi, care a ajutat indirect, efectiv, turismul și, de asemenea, voucherele de vacanță. Maramureșul este unul dintre principalii beneficiari ca destinație turistică a voucherelor de vacanță. Sigur, ele sunt date în domeniul bugetar, dar sunt folosite și utilizate în mediul privat, astfel încât operatorii din turism câștigă bani, fac investiții, primesc turiști. Și în felul acesta crește turismul în județul Maramureș. Sigur că în acest an vorbim despre o criză sanitară care a stopat cumva turismul să crească în județul Maramureș. De asemenea, nici guvernul nu a avut niciun fel de strategie, ba mai mult. Domnul Orban ne spunea pe la televizor că industria asta, ospitalității, turismul, Horeca, sunt nesemnificative și neimportante. Eu o să-i spun că noi nu o să ne oprim. Noi, județul Maramureș, avem nevoie de turism, avem nevoie de Horeca, avem nevoie de industria ospitalității și nu vom precupeți niciun efort în a dezvolta turismul maramureșan, pentru că a lucra în turism și a avea venituri mai mari înseamnă o viață mai bună pentru mulți dintre cetățenii Maramureșului. O pauză de publicitate, revenim și cu alte materiale video și cu alte subiecte.